În perioada 9-11 iulie, Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului, prin sectorul învățământ și activități cu tineretul, a organizat la Mănăstirea Văleni o tabără de creație, Țesut cu Sut, intitulată Mâini Dibace. Manifestarea se află deja la cea de-a treia ediție. Cei 12 copii, coordonați de profesor Spânăr Luca Mihaela și de părintele Vasile Ilina, inspector la biroul de cateheză din Curtea de Argeș, au învățat de la personalul monahal să realizeze covorașe țărănești și pirogravuri. Am simțit extraordinar, pentru că este foarte multă liniște. Maicuțele ne-au învățat cum să coasem covoare, cum se coseau înainte, de fapt, țeseau. Și în special Maica Cristofora ne-a arătat și ne-a instruit. Este o mănăstire foarte frumoasă, inclusiv interiorul și exteriorul. Am aflat de curând că aici a fost o biserică înainte și este un fel de oază de liniște. Nu știu, a fost ceva uimitor, mi-a plăcut foarte mult locul acesta. E ceva frumos, un aer curat, e frumos, n-am ce zice, chiar liniștitor. Păi am învățat să țes covoare, am pictat pietre, le-am decorat și am lipit, am făcut plicuri pentru niște jocuri ale noastre. Cred că este o experiență foarte frumoasă, lucruri pe care mulți copii nu le știu și ar trebui să le încerce, mai ales țesutul covoarelor, nu toată lumea știe să țese. Păi aici am învățat să pirogravez și foarte puțin să țes. Sincer, m-am gândit că o să semene măcar puțin cu Mănăstirea Robaia, locul unde am fost în tabără anul trecut, dar n-a fost așa, de fapt m-a impresionat și mai mult. Aceste grădini minunate m-au impresionat, aceste căsuțe foarte frumoase și liniștite totodată m-au impresionat foarte mult. Participanții au avut ocazia să descopere la Mănăstirea Văleni un loc plin de spiritualitate care s-a remarcat în timp prin atelierele de țesut existente aici. Calendarul activităților catehetice programate în această vară cuprinde și o salbă de tabere de vară organizate în Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului cu copiii din jurisdicția eparhiei. Salba acestor tabere a deputat astăzi la Mănăstirea Văleni, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic al Argeșului și Mușcelului, care i-a binecuvântat pe copii și le-a dăruit cărți și iconițe. Copiii au fost încântați de această tabără, s-au bucurat de pacea și liniștea mănăstirii și au participat cu drag la programul religios al Sfintei Mănăstiri Văleni. Aceste tabere sunt rânduite ca să stimuleze creativitatea și să conștientizeze importanța tradițiilor populare și a credinței noastre strămoșești. Ultima seară s-a încheiat cu un frumos foc de tabără, unde au fost interpretate pricesne și cântece din folclorul tradițional românesc. În perioada vacanței de vară, Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului urmează să organizeze prin sectorul de învățământ și activități cu tineretul mai multe tabere la mănăstirile argeșene, oferindu-se astfel copiilor posibilitatea de a-și petrece timpul liber în aceste spații duhovnicești, îmbinând partea spirituală cu cea creativă.